Balcan este și numele unei comune din Bacău cu un specific anume. Are salon de manicură în sala de ședință a primăriei. Angajatele instituției au decis să amenajeze un loc pentru o manicuristă care le face unghiile în timpul programului. Consilierii spun că primarul știa de micul salon, ba chiar ar fi fost un cadou din partea lui pentru angajate. Neața, cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt eu? Da. Ce sunt aici? Știți ce e aici? Da. Ce e aici? Unde sunt? O instituție publică. Așa. Și ce faceți dumneavoastră aici? Da. În sala de ședință a primăriei comunei Balcan din Bacău, o manicuristă și-a amenajat un colț destinat răsfățului angajatelor. Cu toată recuzita, lămpi, pile, geluri, femeia s-a pregătit temeinic pentru a avea grijă de unghiile doamnelor, în timpul programului angajatelor. Descoperirea a fost făcută chiar de un consilier local. După alegerile din 2020, cel puțin așa știu eu din sursele care le am, domnul primar s-a hotărât să recompenseze angajatele primăriei care au tras tare în campanie electorală și să aibă grijă de unghiile dumnealor. Odată la 2-3 luni aducea manicurista și le făcea un mic cadou. Primarul neagă însă acuzațiile aduse și aruncă vina pe secretară. Într-adevăr, fusese o doamnă cu aprobarea doamnei secretare, o prietenă doamna secretară. După ce am clarificat problema, am chemat-o pe doamna secretară, i-am luat note explicative, am luat aici cu data de lui, care spune doamna secretară că a venit să-și prezinte niște produse din astea pentru așa, nu crezut că e necesar să mă suni pe mine știind că sunt în concediu. Secretara se apără și spune că acest răsfăț la locul de muncă este ceva normal. Nu a fost nicio chestie deplasată, având în vedere că la ora actuală și în țară se produc tot felul de prezentări pe oriunde se merge cu așa ceva, deci nu există o chestie unicat care s-a creat un precedent la noi. Oamenii din comună nu sunt deloc de acord cu salonul din primărie. Nu este normal. Nu este normal, dar ce să facem? Asta e. Dacă o permis primarul, așa e treaba lui. Nu e normal în timpul programului, dar se poate face. Că fiecare, dacă vrea să mențină manicura și astea, dar nu în timpul programului, nu? În primărie lucrează 32 de persoane, dintre care 18 sunt femei. Primarul spune că dacă ar fi știut de dorința angajatelor sale, atunci le-ar fi amenajat un spațiu special în comună.